Aș vrea să discutăm un pic data și despre iarnat, că este foarte, foarte important, în special dacă eu voi juca rolul unui apicultor începător. Și aș vrea să menținem comparația asta între biostup și stupul normal, ăla, cel pe 10 rame cu două caturi. Când se apropie iarna, ce înseamnă să iernezi, să zicem, în stupul normal, stupul clasic, și ce înseamnă să iernezi în biostup? De fapt, întrebarea mea e următoarea. Am ghicit tot. Care este secretul iernatului de calitate? Că lăsăm stupii deoparte. Așa. Deci eu, ca apicultor, orice stup aș avea, să zicem, normal sau biostup, care sunt secretele, ce anume să urmăresc pentru a ierna de calitate? Vezi, Cristi, acolo în scorbură, doar de acolo am copiat, oamenii au copiat. În scorbură, albina nu știe când va veni iarna, cât de grea va fi iarna. Ea se organizează acolo și, ideal este să fie cât mai mult albina. Deci începem prin a spune așa. Iernează foarte bine familii puternice, cu cât mai puternică familia. Dar ca să ai albină multă spre iernat, înseamnă că luna septembrie trebuie prelungită, o oată măcii trebuie să ducă până în octombrie. Care măci se duc până în octombrie? Acele care sunt tinere, de regulă. Da, măcile tinere. Ouă și în septembrie, dacă au stimulare, dacă sunt stimulate. Dar stimularea în septembrie, aici vreau să fac precizare foarte exact, foarte clară. Stimularea nu se mai poate face cu sirop. Cei care fac stimulare în septembrie cu sirop greșesc grav. Din ce motiv? Că în procesul de transformare a siropului, albina se uzează foarte mult. Și atunci, albina care va intra, transformare în miere, care transformă zahărul în miere în septembrie, lucrătoarea va fi uzată. Încât timpul de viață a ei se reduce. Deci până în septembrie poți să lucrezi? Până în septembrie poți să faci asta. Și ce fel de sirop? Și siropul cum? Sirop 2 la 1. Adică 2... 2 kg de zahăr și 1 de apă. Așa concentrat. Da. Aha. Pentru că este mai indicat să facem așa decât concentrația aceea 1 la 1 când ea acum ventilează și trebuie să scoată apa aceea afară din când folosești 1 la 1. Și atunci uzează albina. Iar în clipa în care ai 2 la 1 e mult mai bine. Dar din septembrie acolo trebuie să folosești etapa asta de prelungire dacă nu ai o sursă de cules. Da. Adică dacă n-ai o facelea plantată de tine ca în toată luna septembrie îți ducă să florească pe perioada asta de 40 de zile. Ești da. Dacă ai cultivată o suprafață cu facelea, atunci pe 40 de zile până la 15 octombrie te duci cu cultura asta, ai cules de întreținere, ești extraordinar de valoros. Ei, odată reușind să ai cât mai multă albină, cât cuibul, gemul care se face să fie între 6 și 8 rame, ideal, da. Între 6 și 8 rame, că o gemo, așa. Dar ce înseamnă gemo, ca să ne înțelegem bine? Albina intră și în celule. Deci, dacă tu în mijlocul ghemului bagi o ramă cu miere de sus până jos, e greșit, că este o înghețară, la n-are unde să... ai spart cuibul, ai rupt. Ea n-are unde să intre. Chiar deci cum iernează albina? Ea intră și în celule... Intră și în celule, îi umple și spațiile, tot. Și formează așa o nucă. Ca o nucă, da. Cu miescul tot. Da. Și să fie cât mai... Ei, coaja nucii este foarte mai compactă, ușor, mai ușor, da? Foarte compactă, 3-4 rânduri de albină, una peste alta, așa se formează coaja nucii. 3-4 rânduri de albină. Acum, ca să faci cele 4 plapuma. Rânduri... Plapuma. Plapuma. Dacă ai plapuma mai groasă, sigur, îți e cald. Da. Nu? Acum,
Dacă și miezul e puternic, da, adică cum poți să faci o plapumă să fie cât mai groasă dacă ai albină? Da. Da? Da. Ei, albina vine din miez. Din, căldura vine din miez. Da. Iar coaja ține căldura. Așa. Ea menține căldura. Asta. Lasă ca să... Asta își face și plapuma. Asta face și plapuma. Așa. Menține căldura. Dacă albina e mică, mai Cristi, cine se producă? Cine-i miezul? Cine-i și, inima acolo să producă? Deci cine se producă și cine se țină? Din ce se face plapuma? N-ai din cine. Așa. Ei. Deci cu alte cuvinte, decât să iernezi cu, să zicem, doi stupi slabi, mai bine cu unul puternic. Da. Mai bine. Deci de aceea toamna apicultorii valoroși unifică familie. Uh-huh. Pentru că ești un lucru. Adică doi chiriagoși să moară amândoi, mai bine să amâna pentru iarnă. Da. Și ce fac eu cu matca cealaltă? Asta se spunea problema. O sacrifică. Adică pe aceea o știi că e mai slabă, e mai bătrână, e vai de capul, o... ferfeniță și o unește cu un roi. Renunță. Trăiește, trăiește, nu... Da, mă rog. De regulă, ca să nu fie vreo treabă de asta să se omoare cealaltă, de regulă faci treaba inversă. Adică o omori de la început pe aceea, o dai deoparte și da, unifici. Asta... Unifici, dar unificarea are probleme, că dai, n-ai biostupul da, care e greu. Acum, da, pot să spun asta, pentru că, practic, această matcă cu așa, care rămâne, în loc să o să distrugă, va putea să ierneze cu două rame lângă... Aia, lângă... Aia. Deci, dacă vorbim de biostupul pentru pastoral, care are sigur doi, că, doi și un spațiu, un buzunar aia, de două rame, aia, acel rest acolo poate să țină, sigur măcar... Că, sigur că. Iată că până la invenția mea, apicultorii valoroși, ce, știi ce făceau, nu? Ți-am spus, omorau pe cea care e mai slabă, matca. Da. Acum, ce le spun eu? Păstrați-o, fraților. Păstrați-o că aveți o șansă imensă. Chiar dacă nu aveți decât stupul pastoral de două rame, aha, atunci în două rame cele matca bătrână supraviețuiește sau matca mai slabă supraviețuiește. Nu omor, e păcat să omor. Și odată, aceea s-ar putea să fie fantastic de valoroasă că baba începe să producă măți de schimb liniștit mâine. Dacă are genă bună, cum s-ar zice. Nu, nu, nu. Sau cum? Nu, nu. Dacă ea a ajuns în stadiul ăsta, dacă e în al patrulea an de activitate și a slăbit ca și potențial, uh-huh, ea se transformă în final în schimb liniștit. Că așa se întâmplă. Da? Să se matcă de schimb liniștit, dar e faptul da, nu orice, fi. Trebuie să fie genetic de schimb liniștit, nu? Sau, da, atunci cum a apărut, cum a apărut matca de schimb liniștit? Păi nu știu, o mutație genetică, mă gândesc. Habar n-am, eu nu sunt apicultor. Matca... Și nu înțeleg, adică... Uite să-i spun acum. Deci matca schimb liniștit poate să fie și dintr-una roitoare, da, care a fost ținută tot în mână și n-a putut să părăsească stupul, da, la momentele când ea vrea să se gândească roit, o tăia, îi tăia eranul, îi rămâne acolo, îi tăia eranul, da, și a ajuns că pășește la depusul ouălor, adică din ce în ce potențialul îi scade, familia se sezează că, băi, nu mai ajungem noi cu asta să mai roim. Și hai să hotărâm ceva, hai să creștem niște boți și în stânga de și apare, din ea apare și matcă de schimb liniștit, înțelegi? Aha. Deci, am înțeles acum. Ea este... Deci secretul iarnatului constă în familie puternică în iarnă. Sigur. Și acest sfat de a încerca să stimulăm din septembrie cu fii cu mierii, miere normal, miere, da, doar mai puțin cu... de cea de mană, din câte știu, da, 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 că da, nu da, este da, da, indicată da, da, pentru el, da? Deci faci... Fii turte sau, da, sau nu, nu în turte. În septembrie, nu, acum, apicultorul are multă miere pe rame, câte un sfert de kilogram într-una, pe jumătate de kilogram mm-hmm, într-alta, și el le pune la descăpăcește și ah, le pune la tras, la tras, ca să-și facă magazia. Să-l miere în magazie. Magazia mai, e. Cât mai aici concentrat. Aha. Aha. Iar în clipa în care își face cuibul și are o singură familie, Cristi, el trebuie să aibă pe cele 6 rame sau 7 rame, că urmăresc să aibă o familie foarte puternică, să gândească așa. Hai să mergem pe 6 rame. Sunt două, una stânga-dreapta să fie cu miere de sus până jos aproape și doar un sfert. Deci un sfert să fie. Iar celelalte mai mult de un sfert, amândouă, și celelalte jumătăți să fie. Goale? Da, da, goale, în partea de jos. Uh-huh. Încât trebuie să vezi așa cum s-ar face. Ca o calotă. Ca o calotă, da, exact.
Deci de atunci, sub miere se face. Sub miere, așa. Aha, înțeleg. Deci ramele cele din mijloc trebuie să aibă cât mai jumătate până la jumătate din coroană, cum e, da? Da. E albinele acum intră aici, în fiecare celulă, da. Sub miere, în fiecare, și stau una în alta, pur și simplu, că doar le dispare foița aceea de ceară. Da. Da? Da. Ghemul, așa. Și clipa în care a scăzut temperatura sub 17 grade în mijlocul ghemului aici, da. Lângă marcă, marca va fi în mijloc. Da. Când scade sub 17 grade, imediat se transmite semnalul și ăstalalte care sunt aproape, adică ghemul se bagă în magazin. Se circulă, albina circulă printre ele, așa. Da. Se iese din așa, se transmite mesajul ăsta din afară, se duc până la coroniță. Se mănâncă miere din coroniță, da. Și se transformă în căldură. Așa. Ele transformă energie. Da, energie. Ei bine, păi, acum am și o întrebare. Înțeleg cum e sfera, dar ele trebuie să consume... Deci, pe lateral, zicem că am ramele cu cele mai pline cu miere, da, lateral. Da. Ele se ba... asta vreau să spun. Cum mănâncă ele miere? Nu ajung, termină sus coronița și jos, lateralul nici n-au... Păi, dar merge cu ghemul cu totul. Se ridică în sus, așa? Așa, sau... așa, cu totul. Păi da, ajunge sus, termină sus. Da, termină sus și pe lateral încă mai rămâne miere. Da. Spui, da? Da. Calota așa ia, da. Dacă așa. Da. Și atunci mai rămâne miere. Da. Dar în momentul în care s-a ajuns sus la vârf, încă pe margine se mai poate mușca din ea. Mm-hmm. În condițiile în care se greșește strategic, se bagă mierea în mijloc. Ai rupt gemul și din ce trebuia să fie o singură calotă, îl deține să facă două calote. Uh-huh. E prostia asta, e băga înghețat în mijloc. Înțeleg de ce, pentru că folosești ineficient numărul albinilor. Păi da, și încă o chestiune. Cristi, și mierea nu e normală căldură. Trebuie să spun că în condițiile acestea, ele suferă datorită greșelii pe care o faci tu ca apicultor, neînțelegând modul în care se organizează cuibul, da. Nu faci decât să determini consumul puternic a mierei ca să aibă căldură în miez, da. Consum miezul acela, ele adună intestin și de fapt se îmbolnăvesc. Deci de aceea trebuie făcută, așa cum am spus, ca ele se poate intra compact. În toate se intre, și miezul se poate intra în celule, se circulă între ele, se facă schimburi. Am și înțeles. Și prin suflul lor înseamnă că temperatura se merge la plus 17 grade, totdeauna. Deci dacă aș fi avut o singură familie la iernat, așa ar trebui să o organizez. Să te frământi, să ai albină multă, da. Să unești două într-una. Da. Și să facă acea calotă. Ca să poți să termină calota aceea. De la 5 ani în sus, familiile cele au garanția iernatului. Cele care sunt sub 5 ani... Și pentru cât timp le ajunge mierea respectivă? Poți să le pui, Cristi, miere stânga și dreapta cât vrei, dar le pui degeaba. Da, înțeleg. Deci, practic, presupunând că am făcut această calotă de 5 sau 6 rami, da, cât timp mă ține? Toată iarna. Adică câte luni? Din toamnă? Nu, stai, septembrie, nu, păi septembrie nu e activitate, octombrie e activitate, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, deci 5 luni de zile. Deci te duci așa. Da, da. Pentru că consumul este foarte mic dacă ai știut să faci ghemul cum trebuie. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu văd albina sus, la podișor, e bine, că da, și-am organizat așa, înseamnă că el încă trebuie să treacă prin miere. Da. Dacă o văd sus, deja am semnal de alarmă că... Este un semnal de alarmă că a ajuns deasupra și că s-a spart calota. S-a spart mare miere. Deci ele... Da. Și acum trebuie pe margine să vadă. Sinistrați, săraci. Da. Și atunci ce pot să fac în situația este asta? Este un semn că rezerva de miere este pe sfârșite. Da. Este semn că tu n-ai avut bine ramele cele, am spus că jumătate din mijloc să fie coroniță, da, nu? Da. Tu ai avut un sfert. Da. Adică ai avut o jumătate de kilogram. Tu n-ai organizat cuibul cum trebuie, nu te-ai gândit la ce înseamnă nevoia de consum a fiecare porțiuni din calotă, Cristi. Fiecare porțiune din calotă are nevoie de consum acela, nu?
Atunci el o spar calotul, ieși deasupra și acum se extinde așa, dacă mai are lateral. Dacă nu are lateral, e grav, atunci trebuie să-l intervii cu torta. Deci semnalul când vezi albina sus este acela, că n-ai organizat bine calota. Și atunci trebuie să intervii cu torta. Torta sau miere, spuneai, cristalizată. Miere cristalizată, eu merg pe miere cristalizată. Torta e făcută din miere cristalizată. De ce din miere cristalizată și nu din miere normală? De fapt, nici nu știu, nici nu ai cum miere să faci. Fluidă, miere fluidă, numai miere salcâm este fluidă. Da. Iar miere salcâm, dacă ai pus-o deasupra, la temperatura aceea curge. Curge, da. Așa, mierea cristalizată, în afară de miere de mană, să nu fie de mană, pusă deasupra, în punguriți de la, de ai văzut tu, punguriți sul. Există la... Da, da. Așa, punguriți și subții. Le găurești, nu? Nu. Rodiele? Rodiele, dai tot treaba. Da. Și rod pe măsură ce consumă. Aha. Ați înțeles? Adică se ducă, își măresc ele. Da. Așa. Și miere cristalizată, să nu fie de mană. Că așa e cristalizată, dar să nu fie de mană. Da. Că aia le dă probleme. Și atunci intervin și pui și pungurița asta trebuie pusă exact pe speteaza ramelor. Atenție pe speteaza ramelor. Ok, pe speteaza ramelor. Deci nu pe podișor sau pe sită, ci chiar deasupra. Pe speteaza ramelor. Speteaza pentru că ea stă cu... Da. Și peste așa pui folia. Peste. Deasupra. Peste da. Punga cu mierii. Da. Da. Pui, ia să nu fie decât până într-un centimetru. Și ele te știi vor face, rod mierea, iau mierea și au, consumă. Au, consumă, se pentru. A, deci cu alte cuvinte, eu trebuie să mențin, dacă ghemul mi-a ajuns sus, să-l mențin la acolo sus. El va rămâne acolo sus, dar să-i dau sentimentul care deasupra mierea. Și eu trebuie să mai intervin, nu? Să-i mai pun miere. Bă, uite, bună, consumat-o, e bag alta. Și vin iarna și așa-l mân. Așa am în toată iarna. Deci, da, acum eu înțeleg un lucru. Am aici o problemă pentru că pierd căldură, că mă vin să-i pun mierea asta. Trebuie să dezvelesc puțin folia și așa. Sigur. S-a dus căldura ele. Da, trebuie să facă... E coaja. Ele, da. Dar acum vreau să compar cu situația în care aveam calota construit bine cu așa și nu mai intervii. Aici e optimul, că nu mai intervii, totul se... căldura se conservă. Ele, având căldură, consumă din ce în ce mai puțin. Deci, cu alte cuvinte, ajung din ce în ce mai greu la suprafață, treaba e bună. Este extraordinar. Iar principiul neinvaziv în acțiune. Da, exact. Deci cu cât mai puțină intervenție, cu atât mai bine. Cu atât mai grav este intervenția în timpul iernii, nu? Da, te văd, te pierzi tot. Când strici de acolo toată povestea. Ei, deci e o salvare disperată asta. Da. Iar încă ceva, la organizarea cuiburilor insist să spun că numai pe rame, dar numai pe rame, de la maroniu închis, de la roșiatic spre maroniu închis. Deci ramele din cuib să fie de la roșiatic spre maroniu închis, de ce? Pentru că astea conservă căldura. Iar ramele albe n-au ce căuta, dar n-au ce căuta în cuib. Să ne fie clar, n-au ce căuta. Dar alea negre sunt mai bune. Alea negre sunt mai bune, dar acolo vor pune puiet. Și le prinde vremea cu puiet și albina degenerează. Deci ele ar fi bune doar pentru iarna fără să facă puiet. Da. Și le-ar ține căldura cea mai... Și compromisul cel mai bun e aici, între... Așa, între... roșiatic spre maroniu. Roșiatic spre maroniu. Așa, acelea... Astea sunt niște secrete incredibile pentru un apicultor în început. Da, niște... Incredibile. Deci tu ștergi o ramă albă în mijloc cuibului și... Da, deci de neprețuit. Dar ce spun acum? Ori rama cu miere, ori rama albă e tot atât de grav. Ori rama cu miere, pe sus până jos, ori rama goală albă. Ori goală albă, tot atât de grav. Da. Deci pe lângă faptul că ei trebuie să fie un arhitect să construiești așa, acea căsuță în care vor sta ele calotă, de sub miere. Da. Și după aceea și culoarea calotei contează. Da, culoarea calotei. Cât e mai... Dar iar compromis, neagră ar fi cea mai bine, dar după aceea te afectează la dezvoltarea puietului și atunci intermediarul este compromisul cel mai bun. Da. Deci asta înseamnă iernatul. Asta și acum hai să vorbim despre ce înseamnă biostup iernat. Mai dă-i voie să mai insist. Da. Acum, apicultorii împing de regulă această familie de la 5 rami în sus, într-o parte a stupului, în stânga sau în dreapta. Da. Acum, lipind-o pe ea de scândură, așa,
nu-i prea bine. Eu așa aș recomanda să fi pus o bucată de polistiren întâi prin interior. Extrudat, polistiren extrudat ca să nu poată roate. Da. Și când mă împins aceste rame, cele șase pentru formarea cuibului aici, și iar după ce s-a format, calota, da, vii chiar lângă calotă cu altă bucată de polistiren extrudat. Chiar lângă calotă. Am înțeles, dar trebuie să ai spațiu, adică calota pe câte ramie? Pe... Păi zis-o, deci la 6 la 8. Mm-hmm. Da, deci când ai un stup de la așa, pentru o familie, da, să-i pui stânga-dreapta polistiren. Stânga-dreapta polistiren? Sigur că da. Și strâns pe exact cât e calota. Când mai sunt apicultori, care nu știu chestia asta, și că lasă-i o miere acolo să fie miere. Și lasă lângă cuib. Eu să fac ghem într-o parte. Uh-huh. Și el mai lasă 2-3 rame cu miere. Dar n-ajunge la ele. Și n-ajunge, mai. Asta este. El este sus, așa... Nu, nu, ea merge așa. Da. Asta merge. Și-o prins o geroie și-o azi despre, mai merg, murit. Mierea e din pace. Da, dar nu poate să sară peste rame. Da, da, da. Deci nu se duce, că da. Și ai făcut o chestie gravă în perioada asta. Ai lăsat spațiu spațiu liber în cuib, de la unde s-a format calota până la, diafragma de polistiren, este un spațiu de 2-3 rame. Ala trebuie acoperit cu căldură. De unde? Din pierderile acestea. Da. Și de ce ai pus tu acolo? Ai pus-o de pomană diafragma aceea. Uh-huh. Deci de-aia vine în calotă ca să mișorezi spațiu. Să fii cât mai aproape de calotă. Acum mi-a venit o idee. Dar nu știu dacă e bună sau... Yeah. Apropo de chestia asta. Oare n-ar trebui... cumva grila să fie neagră, maronie sau... Ce îmi spui tu? Stai o secundă, chestia asta... Dacă, da, bine, să o vopsesc, aș vopsi eu maro. Și vopsea? Da, mă rog, o vopsea să fie de asta, să nu... Vopsea cum spune, ecologică. Ecologică, da. Apropo că rama, că ziceai de rama, rama albă în stup, în miez. Păi... Asta este, grila este albă. Uite, când albă. Asta putem să preluăm ideea, pentru că dacă o vopsim cu vopsea bine, nu, ecologică, fiecare apicultor să se gândească. Ceva care da? Să nu permită... Ea este din lemn, da? Dar... Da. Mai din lemn, nu știu eu dacă lemnul ăsta... Deci asta este o idee care mi-a venit acum când ai zis tu că rama albă, pentru că iernatul la biostup înseamnă formarea în grilă. Dar cred că nu e nevoie. Nu e nevoie pentru că tu ai avantajul unei plapume groase. Păi da. Și atunci nu știu dacă... Miezul este acolo. Eu nu văd, deci dacă ar fi o vopsea de asta ecologică care n-ar afecta, să zicem, în niciun fel așa, nu văd de culoarea neagră, deci n-ar fi de culoarea neagră, grila. Deci n-am face grila la culoarea neagră. Da. Nu văd, deci... Rămâne dacă simt vopsea, sunt pentru treaba asta. Știi, teoretic, nu poate să fie decât avantaj. Da. Așa cum am spus că rama neagră cheamă albina acolo. Da, și ține căldura, negru magazinează căldura, deci n-ar fi și pentru un plus de confort la iernat. Sigur, un plus de confort. Da, să fie totuși ecologic, să nu fie orice vopsea. Făcută în jur. Da. Așa asta trebuie să o analizăm, să vedem dacă găsim vopsea ecologică. Dacă există, merge cu propunerea asta. Iată, urma discuției. Da, 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 că ai zis cu rama albă. Da, 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 tocmai. Acestea sunt lucruri care, din multe ori mi s-au întâmplat așa, știi. Oamenii care vin, știi, Cristi, ce trebuie făcut? Trebuie făcut să putem sesiza oamenii care vin cu contribuții în ideea pe care noi am pornit-o cu biostupul și vin cu o idee, facem așa, ce ziceți așa, da? Ai văzut și pe formă, sunt fel de fel. Sigur că sunt și cei care, oameni care intervin mai destructivi. El are o singură chestie, să te înjure. Dar e problema lui. Da. E opțiunea lui, știi cum zice. Nu, dar e bine să fii destructiv pentru a te forța să fii tu constructiv, adică destructiv cu argumente. Sunt și cei care sunt destructivi de dragul de a fi destructiv. Aia e respect din tot sufletul. Da. Adică el, cărcotașul, te obligă să faci progres. Dacă ar fi așa. El te întreabă. Da. Punându-ți probleme, tu încerci să rezolvi și chiar faci progres. Da. Dar celălalt care te critică fără argumente. Acum vreau să trecem la iernatul la biostup da. Și să văd
Deci, având în minte această calotă de la familia de 1, Da. cum să fac acum ramele astfel încât să obțin calota în biostup? Ei, Cristi, deci noi vorbim de... Că acum eu înțeleg la biostup. Da. Că se formează în jurul grilei. Da. Din calota sferică. Da, de la o familie. De la o familie, acum trebuie să o vezi împărțit în trei. În trei, da. Fiecare familie contribuie cu cât cu partea ei. Cu partea ei. Cu coaja da. Ei și cu miezul ei. Și cu miezul ei, da. Aici ai avantajul că ai împărțit sfera aia principală în trei. Deci, nu îi rămâne sarcina unei singure familii. Familii sau acopere, ci da, fiecare ci vine cu... Fiecare vine cu, pe, cu culoarul ei, cu treimea. Da. Treimea. Și treimea și la miez. Da. Păi, hai, crede. Dar forma calotei, ca să, acum, cum ar trebui ramele dispuse ca să am calot? Tot la... Nu mai am grijă, Cristi. Stai un pic. Începem cu rama de jumătate de cu miere chiar lângă diafra. Hai să ne amintim. Da. Am înțeles. Acum, da, eu fac calota pe jumătate. Gata, micul, așa. Așa, foarte simplu. Ai înțeles, da? Da. Și dacă e pe jumătate, pe jumătate. La diafragma care va fi în familia principală, stânga-dreapta am cele cu jumătate și tot așa. Deci e una principală dată în două, practic. Exact. Secționată în două. Da, 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 da. Și din coace în... Ce fac în... În spate vii buzunar. Tot așa cu prima... Da, tot așa, sus. Da, 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 da. Sus mai puțin și... Da, 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 așa. Polistiren extrudat, dacă nu mai am la capete. Sigur, da, deci da, același da. Lucru. Același principiu. Același. Dar avantajul masiv este că în loc o familie să facă întreaga calotă, trei familii vor face o calotă. O singură treime. Obligi cu o singură treime din da. Calotă. Și atunci, este deci ele vin din... Da. E clar acum. Da, da. Că atunci ai populația așa, îți ține căldura bine, ți-o conservă bine, da. Pentru că muncesc mai puțin. Exact. Și felul ăsta nu consumul este mic, de aceea... Da, asta vroiam să lămurim. Asta mi se pare într-adevăr esențial. Esențial. Iernatul, o singură familie și iernatul așa în trei. Dar, într-adevăr, tot ce pot să fac eu ca, dacă nu am biostop, este să împart o calătă în două, un stup să-l dau în da, două, în dar fiind de la 10 rame vin cu 5-5, nu-i rău. Să iernez 5 rame și 5 rame și să fac calota, adică să pun două. Da. Ala nu prea are șanse de 10 rame. Da. Nu prea are șanse să facă chestia asta pentru că are o singură rampă de zbor. Cei care au simulățile mai mari, de 18-20 de rame, au două rame de zbor. Da, da. Având două rame de zbor, merită să facă. Dar de ce nu și-ar fi făcut și aia de 10 rame două rame de zbor? O, l-a interesat. Păi uite, deci numai simpla chestie, dacă faci două ordini și ori puțin mai depărtate, iernezi 2 în 1. Și iernezi 2 în 1 și cu o șansă maximă la iarnat. Deci doar simpla să te gândești două ordine, dar cred că sunt totuși, nu cred da, eu că ne-a venit. Și dacă îi bagi diafragma așa și da. ghidajul așa, da, îl poți împărți, dar ți-l poți, da, e mai greu să ți-l faci așa, odată ce l-ai făcut la mijloc. Nu. Am făcut-o, dar nu ți-e treaba. Nu ți-e să mai trebuie să faci de la cap. Nu, da. Nu ți-e treaba. Când e lucrarea făcută, de-aia biostupul ai văzut, ai și calități. Am văzut, da. Când și în situația când ești pus de 2 în 1, ai și o diafragmă la mijloc. Da, 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 da. Deci e făcut... Da, e multifuncțional asta. Se, da, vede, tu se făcut... vede bine în filme. Nu mai are sens să discutăm. Da, da. Pe mine mă interesa asta, principiul ăsta de iernare, sfaturile de iernare. Că aici e, de fapt, tot secretul în apicultură. Până la urmă, nu contează stupul, ci stuparul. Vrei să spun un lucru? Foarte mult. Vreau să spun, da, spun așa. Dacă de stupul... calitatea iernatului depinde anul apicul următor. Categoric. Și înțelegi de ce. Da. Că dacă am albină puternică în primăvară... Ai plecat din start. Da. Dacă la start tu ești puternic, da, cine, da, are cine alerga. Are cine alerga și îți aduce imediat. Să faci treaba bună, altfel n-ai făcut nimic. Da. Încă ceva. Eu aș mai vrea să punctez ceva. Anume, vezi... Familii puternice sunt și cele care se apără împotriva bolilor și dăunătorilor. Deci, ca sistemul imunitar. Exact. La om. Varoază.